Salutare prieteni, astăzi suntem Vestitorii Primăverii. Am venit la lansarea The Bike Hub, noul importator Piaggio Group în România. Suntem în fața showroom-ului unde veți găsi de azi înainte motociclete și scutere Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi și Vespa. Haideți înăuntru să vedem care e atmosfera. Suntem alături de Radu, omul din spatele The Bike Hub. Salut, Radu! Salut! Povestește-ne un pic despre business. Nebunie! A început acum 30 ceva de ani. Ne-am adunat câțiva băieți care găsim și pasiune. Am găsit și niște bani, am găsit și niște oameni interesați să facă lucruri, fiindcă este greu. Industria asta este foarte grea. Și vrem să facem lucruri pentru societate, vrem să facem mobilitate, vrem să facem un proiect de mobilitate urbană, să demonstrăm că folosirea scuterului e probabil cel mai eficient mijloc de transport și vrem să creștem calitatea vieții a bucureștenilor, a oamenilor din jurul nostru, să devenim și noi o capitală, nu știu, poate europeană, poate altă. Spune-ne, te rog, ce mai găsim pe lângă motociclete aici la tine în showroom? Păi, în primul rând, cred că o să găsiți o deschidere foarte mare către tot fenomenul motociclist. Da? Nu vrem doar să vindem o motocicletă și mâine să o aduceți înapoi. Și o să găsiți un loc în care puteți să veniți să beți o cafea oricând. Putem să ne uităm la un Grand Prix, putem să discutăm despre călătorii, putem să facem foarte multe lucruri. Ca și branduri avem, suntem conceptul care are cele mai multe branduri pe piață. Modele și tipuri sunt 87 de modele. Nu știu alt producător să aibă așa ceva. Am văzut că aveți și echipamente dedicate grupului Piaggio. Avem. Era una dintre problemele mari cu care ne-am confruntat. Bineînțeles, clienții au ridicat problema asta, cei din Vespa Club, partea de echipamente, de tricouri, de geci, de accesorii, sunt toate disponibile, le avem pe stoc, se pot comanda, nu este nicio problemă. Așteptăm cu nerăbdare să ne dăm cu Vespa și am înțeles de la tine un mic insight. Așa. O să vedem un Vespa electric la salonul de... Este secret, dar Doamne ajută, să sperăm că o să avem ceva foarte interesant la salon. Îți mulțumim foarte frumos și mult succes! Doamne ajută, băieți, avem nevoie de voi, da? Suntem alături, mulțumim! Motor în V, ceva clasic, Moto Guzzi, se potrivește foarte bine cu geaca mea de piele, un rezervor mat. Eu nu-ți cred că pe asta o luăm acasă. Îl avem alături de noi și pe Mihai Leul. Salut, Mihai! Ceau! Spune, te rog, cum ți se pare evenimentul? Foarte frumos, deci gazdele foarte primitoare și mi se par și produsele de aici foarte interesante. Încep să dezvolți ușor-ușor o pasiune pentru motociclete? Nu, soția mea a zis că dacă și motocicletă îmi iau... Atunci chiar nu mai reziste. Nu știi ce pierzi. Să știi că oricând în scutere e super pentru oraș. Bine, așa probabil că asta ne gândeam. O să luăm pentru oraș, pentru, să zic, la curse mai folosim în parcul de service, pentru lucruri de genul ăsta. Super, Mihai. Îți mulțumesc tare mult. Cu mare plăcere. Ceau. Mersi tare mult. Hello. Bună. Cum ți s-a părut lansarea? Nemaipomenită, dar am ajuns cu întârziere. Asta nu e nimic, dar ai văzut motocicletele? Nu, încă, dar o să le văd cu siguranță. Ce zici, o Vespa sau ce ți s-ar potrivi? O Vespa cu siguranță. Am văzut o Vespa roșie aici în spate. Da. Ți-ai făcut poze de exact, bineînțeles. Super, abia aștept să ne vedem în trafic, poate și cu Vespa. Eu.